formație educator și invitat, declarăm deschise lucrările taberei județene de matematică pentru elevii din clasele 2-12 din comuna noastră. Pentru început, în onoarea dumneavoastră, o să prezentăm o piesă muzicală, și anume Rapsodia Română numărul 1 de George Ionescu, o lucrare simfonică celebră, care ne reprezintă și pe plan internațional. Câteva cuvinte privind semnificația acestei opere. Poate că ați mai întâlnit-o ca audiție muzicală. Să reținem câteva aspecte legate de conținutul său. Ea este construită ca un șir de melodii populare, prelucrate într-un mod strălucit de către George Ionescu, realizându-se această operă muzicală de asamblare a unor piese populare. Cântecele în această formă redau o stare de sensibilitate, de optimism, de naturalețe pe care poporul român le-a dovedit de fiecare dată. Sunt sentimente frumoase, nobile, simple și sănătoase, cu care poporul român își îmbogățește existența și activitatea sa. Ele au o faimă și pe plan internațional prin simplitatea, naturalețea și profunzimea ideilor cuprinse în aceste piese muzicale. Se regăsesc aici pe lucrări din celebrele cântece populare Hora lui Dobrică, Mugur Mugurel și faimoasa piesă muzicală Ciocărlia, care redă cântecul acesta al păsării Ciocărlia într-o formă sensibilă și atrăgătoare. O să vă invităm câteva minute, 2-3 minute, să audiem această piesă muzicală ca o deschidere în onoarea participării dumneavoastră la cursurile și seminariile de vară inițiate de Comisia noastră metodică. Imagini muzicale care sugerează răsăritul soarelui, apusul soarelui, o liniște naturală, o desfătare de ambianță plăcută din mediul satului, împodobit de verdeață și de suflet nobil. Thank you.
activitatea noastră științifică pentru anul școlar 2010-2011. Suntem animați de ideea de a fi promovați în școala noastră și vrem să ne caracterizeze performanța știința didactică matematică, rezultatele cât mai bune la olimpiade și concursuri. Alături de distinșii noștri profesori de matematică, încheiem cu mai onorabil proiectul de parteneriat școlar, Start Olimpic, în ofensiva șanse școlare. Manifestăm multă receptivitate față de această acțiune științifică și ne angajăm pe traseul autodepășirii. Timp de o săptămână avem la dispoziție un elan cinstit și serios să stăpânim noi cariere matematicii, construind un prestigiu real pentru școală, familie și societate. Vă doresc succes la acest curs de vară, să adăugăm prietenii noastre nuanțe de calitate și de competiție. Simulat de partea Inspectoratului Școlar, cu care colaborăm pentru desfășurarea acestor activități. Să urmărim. Dragi elevi, stimați profesori și invitați, deschidem lucrările taberei județene de matematică pentru elevii claselor 2-12, găzduite de școala noastră și aflată la ediția 42, în sensul inițiativei anuale a Comisiei Metodice de Matematică de a desfășura cursuri și seminarii de vară în cadrul clubului de vacanță. Activitatea noastră școlară din perioada 1-6 august 2011 finalizează programul proiectului de parteneriat școlar Start Olimpic în ofensiva șansei școlare, aplicat în acest an școlar, fapt care ilustrează conectarea demersului didactic și pedagogic al școlii cu clase 1-18 la direcțiile contemporane ale învățământului românesc, rezumate de Ministerul Învățământului, Cercetării, Tineretului și Sportului, la liniile de forță, competență, calitate, creație și responsabilitate socială. Reunim energia și entuziasmul elevilor și cadrelor didactice în frumoasa angajare de dezvoltare și în frumusețare a personalității cu valențele nobile ale universului matematic, dând cursivitate spiritului de cunoaștere prin operări cu raționamente și abilități de a utiliza literatura de specialitate, de a onora în continuare școala cu reprezentarea de performanță la concursurile școlare în revistele naționale de matematică, Gazeta Matematică, Scripirea Minții, Revista Alfa, ca treaptă de dinamizare a integrării sociale. Venim în întâmpinarea tuturor nivelelor de pregătire ale elevilor prin teme diferențiate, astfel că lectorii cursurilor exersează cu abilitate principiile învățământului activ, ale implicării conștiente și personalizate de învățare și de dobândire a competențelor. Pentru cursanții taberei județene de matematică, oferim la încheierea programului excursia școlară, expediție, o plăcută și antrenantă formă de cercetare a mediului înconjurător, de îmbunătățire a sănătății fizice și psihice, prin exerciții de marș, orientare, alimentație, integrare naturală în exigențele vremii, pe baza regulilor pedagogice de desfășurare. Succes deplin tuturor participanților la tabăra județeană de matematică. Pentru a desfășura activități în orarul stabilit, lucru care vă ajută foarte mult în etapele următoare. După care urmează și expediția aceasta, foarte interesantă și frumoasă. Vă dăm detalii pe parcurs, dar în orice caz să aveți în vedere așa ceva. Noi organizăm în fiecare an astfel de deplasări, în toate punctele cardinale ale județului ne-am deplasat,
și este foarte frumos și interesant. Și cum ați văzut din panourile fotografice, dedicate taberei și dedicate expediției școlare.